Codul portocaliu de ninsori abundente, viscol și vizibilitate scăzută a băgat în ședință de urgență autoritățile. Ca în plină iarnă, toate structurile s-au activat și și-au luat măsuri preventive, astfel încât să nu fie întâmpinate probleme grave. Instituția prefectului a convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Administratorii drumurilor naționale și județene spun că încă au în stoc material antiderapant suficient pentru a interveni, iar la unitățile spitalicești au fost aduse gravidele. Internați au fost și dializații și pacienții dependenți de oxigen. Drumurile naționale. Am primit materialul de la dumneavoastră cu stocurile de material antiderapant și utilajele cu care veți acționa. De asemenea, de la drumul județene, acolo l-am primit, am fost întrebat dacă sunt contactele neregulă, în sensul care sunteți contact. Sunteți? Da. La procedurile, în vederea internării persoanelor care necesită dializă și care erau programate pentru data de mâine, pentru internarea gravidelor de luna nouă și a sarcinilor cu risc, precum și internarea persoanelor care sunt dependente de aparate de oxigen. Putem face față, avem 50 de locuri la maternitate, ultima dată au fost la 12 gravide, deci nu avem nicio problemă, dacă vin, ne-am zis la 50 de, dar am înțeles că nu s-au anunțat către noi 50 de gravide. Ultima dată au fost o pacientă dependentă de oxigen și nu avem nicio problemă să-i primim în cadrul spitalului județean. Avem 74 de libere, împreună cu dializație o să facem față. O problemă o ridică pe perioada viscolului oamenii străzii. Chiar dacă suferă de frig sau de foame, aceștia refuză să se adăpostească în centrul de zi și de noapte. Totuși, nu ezitați să anunțați autoritățile atunci când vedeți o persoană care doarme pe stradă sau prin gări. Toți oamenii din Ușurul Buzău care identifică, cunosc existența acestor persoane, să sune la numărul de urgență 112, la poliție, la ambulanță, pentru că ne lovim de o mare problemă. Refuzul acestora de a veni la cer. Și, în al doilea rând, cooperarea acestora cu personalul unității. Gândiți-vă că persoanele care sunt pe stradă sunt persoane cu antecedente penale, Județul Buzău intră sub avertizarea cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și vizibilitate scăzută în această seară de la ora 23. Atenționarea este valabilă până mâine la ora 15.